Kiev. Ingrediente: 2 bucăți de piept de pui spălate, 60 de grame de unt la temperatura camerei, 4 linguri de pătrunjel proaspăt spălat și tocat, 1 căpățână de usturoi tăiat fin, 2 linguri de făină, 1 lingură de parmezan ras, 100 de grame de pesmet, 1 ou, 6 linguri de ulei, sare, piper proaspăt măcinat. Mod de preparare. Punem untul într-un bol, adăugăm pătrunjelul tocat și usturoiul și amestecăm foarte bine. Punem amestecul obținut într-o pungă și îl păstrăm la temperatura camerei pentru a rămâne moale. Adunăm tot amestecul într-un colț al pungii. Cu un cuțit lat, tăiem câte un buzunar pe orizontală în ambele bucăți de piept de pui. Amestecăm parmezanul cu pesmetul . Apoi batem bine oul. Tăiem punga în colțul în care am adunat amestecul de unt și umplem apoi fiecare buzunar făcut în bucățile de piept de pui. Fixăm deschiderile buzunarelor cu scobitori. Condimentăm făina cu piper, adăugăm sare și amestecăm. Trecem pieptul de pui umplut prin amestecul de făină, apoi prin ou, iar în final prin amestecul de pesmet. Așezăm pieptul de pui pe o farfurie, pe care o acoperim cu folie alimentară și o introducem în frigider pentru minim 30 de minute. După 30 de minute, pregătim aragazul și o tigaie în care punem uleiul pe care îl încălzim la foc mediu. Punem apoi pieptul de pui în tigaie și îl prăjim timp de 5-6 minute până când se rumenește. Întoarcem bucățile de pui și pe cealaltă parte și mai lăsăm 4-5 minute până când puiul este rumen pe ambele părți. Scoatem apoi pe un șervet absorbant și servim cald, cu garnitură de cartofi. Aceasta este recomandarea rețeta video pentru pui Kiev. Poftă bună!